Deși m-am tot gândit să dezbat frumos chestia asta, clip editat corect cu cutter din clipul Andrei, dar am realizat că nu are sens. Nu are sens să stau și să selectez cadre dintr-un clip de 11 minute. 11 minute pline de aberații și nonsens. Nu are sens să stau câteva ore, să trag voce, să editez și să randez pentru 11 minute de schivat și ars aiurea. În mod deloc surprinzător, frații Gogan iar au gestionat o situație cum știu ei mai bine, adică foarte, foarte prost. Adică cu morții tăi, ca după lună în care ai fost muită din toate părțile și efectiv tot internetul și toată mass media se pișa cu jet pe respectiva piesă, când abia s-au liniștit apele, tu să vii cu ultima prăjeală de clip în care clipul te explici și, well, spoiler alert, la explicatul e sinonim cu eschivatul. În pula mea, piesa aia nu bubuia dacă nu era tot hype-ul și scandalul din jurul ei. Nu bubuia dacă nu antagoniza și nu arăta cu degetul. Și, well, karma e o curvă. A arătat cu degetul și a ajuns să arătați cu degetul. Viața e un roller coaster.